centenarul Revoluției Române de la 1821 aduce în acest an în discuție impactul acestui moment istoric care a reprezentat trecerea de la epoca medievală la epoca modernă, dar și personalitatea lui Tudor Vladimirescu sau implicațiile sociale ale acestei mișcări. Transformarea într-un erou național al lui Tudor Vladimirescu a început încă din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Deși mișcarea lui Tudor Vladimirescu s-a bucurat de cercetări minuțioase și de atenția deosebită a multor istorici, concluziile au dus la puncte de vedere diferite în funcție de ideologia fiecărei epoci. Obiectivele Revoluției din 1821, sintetizate în proclamația de la Padeș, organizarea armată și lupta pandurilor sub un steag, sunt elementele care dau Revoluției o bogată semnificație în istoriografia românească. Revendicările naționale și sociale din 1821 au devenit sâmburii Revoluției din 1848 și ai reformei agrare din 1864. Anul 1821 a rămas un reper pentru generații întregi, care și l-au revendicat ca pe un steag al luptei lor pentru afirmarea națiunii române prin câștigarea independenței statale și împlinirea unității politice. În 1821, după mai bine de 100 de ani de înjosire și degradare materială și spirituală, poporul român își afirmă prezența și opțiunile în arena istoriei, iar deșteptarea nației i-a convins pe turci să fie de acord cu restaurarea domniilor naționale. În această ridicare a poporului, lui Tudor Vladimirescu i-a revenit un rol determinant. A manifestat talent politic, fermitate și hotărârea de a câștiga și de a apăra drepturile țării. Tudor Vladimirescu, fiul moșnenilor Constantin Ursu și al Ioanei Bondoc din satul Vladimir, din județul Gorj, și-a dovedit în copilărie istețina. La 12 ani a fost adus la moșia boierilor Glogoveanu să învețe carte împreună cu fiul lor Nicolae. Pe Valea Motrului, comuna Glogova este vestită pentru meșteșugul olarilor, dar și pentru trecutul ei legat de neamul boierilor glogoveni, despre care documentele vorbesc încă din anul 1405, primul menționat fiind Dragomir, roșul de la Glogova, ban de Jiu și de Tismana în acele vremuri și om de încredere al lui Mircea cel Bătrân. Boierii glogoveni și-au extins moșiile în satele din apropiere și mai apoi în Craiova, iar de-a lungul timpului s-au înrudit cu familiile domnitoare și cu boierimea de Motru. Erau recunoscuți ca oameni primitori, iar oaspeții erau atrași de așezarea pitorească a Glogovei. Tudor Vladimirescu crește în această casă, este educat de boierul Glogoveanu. Da, a fost o coincidență fericită, deoarece Tudor Vladimirescu era un copil foarte inteligent și această inteligență a fost sezizată de către Ionice Glogoveanu și l-a adus alături de fiul său Nicolae Glogoveanu să învețe carte. Era un tip deștept, inteligent și mai târziu a devenit, la o vârstă destul de fragedă, administrator al moșiei de la Glogova și de la Baia de Aramă. Aici a început adevărata viață economică a viitorului bătav de plai și conducător al Revoluției de la 1821. Erau multe de administrat. În primul rând, administrau ogoarele, le urmăreau cum produc, aveau crescătorii de porci. Vreau să vă spun dumneavoastră că mulți dintre porcii lor stăteau în bălțile Dunării. Foarte mulți porci plecau de aici în bălțile Dunării, aveau stupi, deci erau foarte multe lucruri de administrat în această zonă. Merea boierilor glogoveni pe cele 15 potești de munte treceau în Transilvania, iar de aici ajungea până la Veneția. Nu numai merea, ci și ceara de
trecea în această prin potej de munte de ajunge la Veneția. Iar porcii erau vânduți în Transilvania, sașilor? Da, porcii erau vânduți și erau preluați de către unguri, care consumau foarte multă carne de porc, iar vitele erau preluate de către nemți, de către germani. Un capitan de panduri de la Urzești, Taliman, îl întreabă într-o zi pe Tudor de ce nu se căsătorește. Răspunsul lui a fost, n-am treabă nici cu muiere, nici cu avere, am ceva mai înalt de făcut. Acel ceva mai înalt de făcut, probabil că era gândul lui de a ajunge domnitor. În legătură cu ce m-ați întrebat dumneavoastră, istoricii au remarcat faptul că ar fi fost o idilă între Tudor Vladimirescu și frumoasa Elena Glogoveanu, fiica banului Ghica de la Craiova, o femeie foarte frumoasă, inteligentă, cu o mare sensibilitate, cânta foarte bine la clavir. Se spune că Tudor ar fi avut anumite relații cu această frumoasă femeie și că una dintre cel puțin, una dintre fetele sale, Masincuța, cea mai mică, ar fi fost fiica lui Tudor Vladimirescu. De altfel, Tudor Vladimirescu a fost permanent alături de tânăra femeie, care s-a îmbolnăvit grav de plămâni și a decedat în 1814 la Viena, fiind înmormântată acolo. Se pare că a fost o legătură, sigur, erotică între Tudor Vladimirescu și această minunată femeie. Pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmpla în viața politică și economică a țării, boierii glogoveni și-au părăsit moșia de vatră și s-au mutat în Craiova. În casa cumpărată de Matei Glogoveanu în anul 1724 de la Cristina, văduva lui Jupân Talabă. Casa a rămas în proprietatea lor până în anul 1913, când proprietarul de atunci, Nicolae Glogoveanu, a vândut-o autorităților din Craiova. Multe din moșiile lor au fost vândute sau donate unor lăcașuri de cult ca Mănăstirea Tismana sau Episcopia Râmnicului. Relațiile lui Tudor Vladimirescu cu boierii glogoveni au continuat de la intrarea lui, la vârsta de 12 ani, în casa acestei familii, până la sfârșitul Revoluției. În timpul evenimentelor de la 1821, Nicolae Glogoveanu nu s-a implicat activ în desfășurarea Revoluției, dar l-a susținut pe capitanul de panduri prin relațiile sale cu celelalte familii boierești. Școala Obedeanu din Craiova este prima școală din Oltenia, atestată din 1775. Școala a fost înființată în chiliile de la Biserica Obedeanu și a fost timp de 100 de ani singura școală elementară din Craiova și a doua școală națională în limba română din Țara Românească, după cea de la Sfântul Sava din București. Aici au început să studieze cu Lupu Condicaru, Tudor Vladimirescu și Nicolae Glogoveanu. După terminarea studiilor, boierul Glogoveanu era mulțumit că tânărul Teodor vorbea grecește, nemțește și turcește și astfel i-a dat în administrare moșiile de la Baia de Aramă, Glogova și Filiaș. După revoluția lui Tudor Vladimirescu și venirea lui Grigore Dimitrie Ghica Vodă ca domn pământean, acesta a dispus de sfințarea școlilor grecești. Astfel, școala de la Biserica Obedeanu a devenit în 1822 o școală publică sub numele de Școala Domnească, cu un curs primar și clase superioare, unde tinerimea Craiovei învăța limba română, franceza și limba greacă. În primăvara anului 1825 se înființează aici Școala Națională de Limbă Română, de numele căreia se va lega întreaga evoluție ulterioară a învățământului craiovean. La
6 km de Turnu Severin își trăiește modest vremurile de astăzi un sat în care s-a scris primul capitol din istoria modernă a României. Cernețiul a fost capitala Mehedințului peste 200 de ani. Semne ale istoriei sale sunt câteva monumente de patrimoniu, uitate pe dealurile satului. Cele trei biserici din secolele 17-19 și culele lui Tudor Vladimirescu și a lui Nistor au nevoie de ajutor pentru a putea vorbi din nou despre strălucita istorie a locului. După anul 1526 din ordinul lui Soliman Magnificul, turcii încep distrugerea cetății Severinului, astfel că locuitorii s-au retras după dealuri într-o nouă așezare. Severinenii i-au dat un nume îndoliat, Cerneți, dar istoria ei a fost strălucitoare, nume mari fiind legate de aceste locuri. Cernețiul, pe la 1602, era moșie a fraților Buzești. În secolul al XVIII-lea a devenit capitala administrativă și comercială a regiunii Mehedințiului, fiind folosită deopotrivă de rușii de austrieci. La Cerneți era căpitania și vama, dar și locul de unde a plecat în istorie Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu a fost numit ispravnic al plaiului Cloșanilor, având sarcina să supravegheze granița cu Austria până aproape de Baia de Aramă. Toată această zonă avea capitala la Cerneți. Tot lângă Cerneți se găsește dealul Gârdanului, cel pe care se află cula Tudor Vladimirescu. Aici a locuit Tudor în perioada în care a ocupat acea funcție de ispravnic al plaiului Cloșani. Documente interesante s-au găsit în mai multe Biblii aflate la biserici din județul Mehedinți, relatări ale faptelor petrecute în perioada în care a avut loc Revoluția. Sau relatări ale faptelor dinainte de Revoluție, de la 1821, scrise în Biblie. Erau câteva foi albe pe care cei care cumpărau Biblia și o donau scriau general. Și aceste fapte au fost analizate de către istorici. Cula a fost în perioada 1967-1977 muzeu dedicat persoanei lui Tudor Vladimirescu. Erau expuse documente și arme care au aparținut lui Tudor Vladimirescu în interiorul culei. Ca importanță, Cernețiul a fost capitala județului Mehedinți până aproape de 1840. De la Cerneți, capitala s-a mutat la Severin. Deci, încărcat de istorie, da, este. Capitala de Bănișorilor de Mehedinți, este capitala de județ. Tudor Vladimirescu deținea câteva moșii la Cerneți, Cloșani, Purcari, Topolnița și Baia de Aramă. A ridicat biserica din Prejna și a început construirea unui alt lăcaș sfânt la Cloșani. În proprietatea sa mai erau o cârciumă și câteva mori. Cula de la Cerneți era locul unde se adăpostea deseori cu pandurii lui și probabil locul unde s-a născut ideea de a porni mișcarea de emancipare a țării românești și de restabilire a statutului de autonomie. Tudor Vladimirescu avea această culă ca ultimul refugiu din fața dușmanilor ce treceau Dunărea. Luptele le ducea și aici era, în momentul în care nu mai putea să facă față, se retrăgea și aici era citadela de apărare cu atâtea guri de foc și cu priveliște extraordinar de bună pentru a se pregăti cei care erau în această culă. Ultima dată, când a fost în culă, în ianuarie 1821, a fost parcă un rămas bun pentru totdeauna de la meleagurile astea care au fost foarte dragi. În amintirea personalității lui Tudor Vladimirescu și pentru punerea în valoare a istoriei Cernețului de odinioară, sunt multe lucruri de făcut, dar până atunci, în sat, o poartă a unui localnic este singura care amintește despre Tudor, cel care a deschis calea neamului românesc spre o nouă epocă, cea a libertății și modernității. We'll be right back.
Tudor Vladimirescu este personajul istoric, personalitatea cea mai complexă, cu mare dimensiune în toată desfășurarea istoriei moderne a României. Din această perspectivă am putea să îi atribuim câteva calificative. El este un european la începutul secolului al XIX-lea. Dacă Marea Revoluție din Franța din 1794-1799 a desfășurat o mișcare în istoria omenirii, mișcarea care duce spre zilele noastre, o mișcare trepidantă, o dinamică a vieții sociale în toată lumea neîntâlnită până la acea vreme, același lucru putem să-i atribuim lui Tudor Vladimirescu pentru societatea românească. În al doilea rând, Tudor Vladimirescu este un reprezentant al societății românești, exact când influența acestei revoluții se resimțea în tot spațiul românesc. Fie în Transilvania, în relație cu marea răscoală a lui Horia, Cloșca și Crișan, sau, după unele păreri istoriografice, revoluția lui Horia, Cloșca și Crișan, deci este omul momentului, omul unui început de istorie nouă. De aceea, momentul 1821, revoluția, anul acesta tulburător, nu numai pentru români, ci pentru multe popoare din Europa, a devenit pragul epocii moderne. Și de atunci încoace, acest personaj, această mare personalitate a istoriei neamului nostru, mereu a fost invocat. El este simbolul tuturor idealurilor, programelor sociale, politice din România și din tot spațiul românesc, dar în special el rămâne personajul fundamental al istoriei Olteniei. De aceea, în memoria lui, s-au creat foarte multe legende, încât a devenit un personaj popular. Nu există localitate din zona Olteniei care să nu încerce să atribuie o relație cu Tudor Vladimirescu. Fie că este vorba de un copac, cum este în localitatea Măciuca din județul Vâlcea, fie că este o fântână, fie că este o casă, un loc de întâlnire, toate sunt puse în relație cu ceea ce a făcut Tudor Vladimirescu, cu faptele lui atât de importante pentru soarta poporului român, care mai înaintea lui trăise într-un regim fanariot, un regim dezastruos pentru ceea ce înseamnă condiția românului și mai ales conștiința lui. Până la Tudor Vladimirescu, tot românul, așa cum scrie și Dinicu Golescu în lucrarea lui celebră, deci se considera un dezavantajat al soartei. Nu mai știau oamenii pe vremea regimului fanariot cum să iese din acest rău social. Tudor Vladimirescu este cel care și-a închinat viața și a jertfit-o, cum zice el, am îmbrățișat soarta aceasta care nu duce decât la moarte, dar pentru libertățile poporului său. De aceea, Tudor Vladimirescu este cel care deschide ideea libertății poporului român, ieșirii din acest regim fanariot. Această condiție a fost urmărită de Tudor Vladimirescu prin toate faptele sale. Pe de altă parte, Tudor Vladimirescu este revendicat ca un mare democrat, omul ideilor care se vehiculau în prima jumătate a secolului al XIX-lea în toată Europa, în Europa post-napoleoniană. De aceea, în 1848, cel care este invocat de toți revoluționarii noștri este tocmai Tudor Vladimirescu. 1848, istoriografic, înseamnă o reeditare sau o reeditare
a Revoluției de la 1821. Nu întâmplător, atât Revoluția de la 1821, cât și Revoluția de la 1848 a pornit exact din zona Olteniei, considerată înainte de 1821 o țară a răzvrătirii generale, o țară care avea senzația că este o veșnică insurecție împotriva ordinii fanariote din acea vreme. Și mai departe am putea să spunem că Tudor Vladimirescu are și o altă calitate. În portretul lui trebuie să amintim că el este bunul român, expresia românismului, a conducerii acestui popor de către un om din rândurile lui. Din această cauză, Tudor Vladimirescu a fost îmbrățișat și după 1848, revendicat ca personaj simbol. Faptele lui, ideile lui, fiind și un program, să zicem, politic. În 1871, când a avut loc sărbătorirea, evocarea lui Tudor Vladimirescu și a Revoluției din 1821 la 50 de ani, pe câmpia Cotroceni din București a avut loc o mare manifestare organizată de o fundație, cum am zice în zilele noastre, numită Românismul. Acolo este prezent Tudor Vladimirescu cu ideea de românism. Nu era altceva decât o consecință a ceea ce se înfăptuise după 1821, adică a ideilor Partidei Naționale. Așadar, Tudor Vladimirescu este simbolul românismului în țara noastră. În 1881, când România a devenit regat, din Oltenia a avut loc un protest. Încă era ideea că să fim, să avem un monarh al nostru, adică din neamul românesc. De aceea au găsit prilejul câțiva mari intelectuali ai României, în frunte cu Bogdan Petriceicu Hajdău, să facă o manifestare pașnică, dar plină de simboluri. Această manifestare s-a legat de descoperirea la familia Calețeanu a steagului lui Tudor Vladimirescu. În acel an, steagul a fost plimbat, dus într-un cortegiu din acesta grandios, de la Craiova până la București. Era momentul când nu era decât ideea aceasta ca românii să-și ia soarta în mână și să meargă pe calea preconizată de Tudor Vladimirescu, a modernizării societății românești. Ideea de modernizare însemnând doar o acordare între gradul de dezvoltare istorică al românilor cu cel din apusul Europei. În secolul al XX-lea, Tudor Vladimirescu are și calitatea de a fi revendicat și de toate partidele politice, mai ales în perioada interbelică. El a fost până și revendicat și însușit așa ca portret simbol, ca un simbol pentru dezvoltarea istorică, chiar de comuniști, în 1946.